Salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal, bun venit celor noi! Sper să reușesc să fac materialul. E multă gălăgie pe aici, am vecinii, copiii, de fapt, care sunt aici afară să joacă și să mai abțeguiez ei ce fac acolo, mai plâng, mai strigă. Câinii latră, trenul trece, dar sper să ne înțelegem. Vă spun de la bun început, vă cer favoarea dacă găsiți ceva util în materialul de astăzi sau pe canalul ăsta, puteți să lăsați un like de la bun început, puteți să vă înscrieți la canal dacă nu sunteți înscriși, pentru că este absolut gratuit. Și cam atât, vreau să vă arăt roșiile, am făcut calculul, așa că fiecare își dă cu părerea cum vrea. Sâmbătă vor avea 7 săptămâni de când sunt plantate. Deci m-am uitat pe calendar și am calculat. Sunt plantate în 22 aprilie. Inițial era programat în săptămâna dinainte de Paști, dar am întârziat și am plantat cu o săptămână mai târziu și le-am plantat în sâmbătă, prima sâmbătă după Paști. Deci astăzi e joi, sâmbătă vor avea 7 săptămâni, duminică vor avea 50 de zile, mai exact. Acum, nici nu știu cu ce să încep, ce să vă spun de ele. La prima vedere avem aici o adevărată pădure, da? Avem niște plante, după părerea mea, foarte grase și o să întorc camera să vi le arăt un pic mai de aproape, să vă explic un pic cam ce le-am făcut mai recent și cam ce plănuiesc să le fac în viitor apropiat. Bun, suntem în zona unde avem Araldino, Rugantino, e cam același lucru. Deci am în stânga, în dreapta Araldino, și suntem la 1, 2, 3, 4, al 5-lea etaj îmbubucit. Jos, la bază, bineînțeles că avem gogonele, avem ceva fructe legate și la primul și la al doilea etaj. O să trec imediat și pe partea alaltă la Gusto Pink. Deci, după cum vă spuneam de la bun început, avem niște plante destul de grase, stufoase, peste așteptările mele. V-am spus de la bun început, am fost aprovizionat aici cu gunoi de grajd în toamnă, o consumat spanacul cât o consumat, dar o rămas destul de mult gunoi încă încorporat aici. Și am pus și o mică doză de crop care când am pregătit terenul. Crop care-ul fiind cu o concentrație mai mare de potasiu, e un îngrășământ recomandat pentru legume. Și așa că pe urmă am făcut o fertilizare la un moment dat cu starter, cu un îngrășământ solubil, cu mai mult fosfor, și acum vreo săptămână, dacă nu mă înșel, aproximativ cam de o săptămână, le-am dat și un echilibrat. Azot, fosfor, potasiu, tot așa solubil, tot de la iara. Și cred că mă voi opri cu fertilizările. Bineînțeles că le-am mai dat de vreo două ori și am algerol, tot așa la irigare, la picurare, și cel puțin o dată terasorb. Pentru că am solul destul de capricios, pH destul de mare, mi s-a recomandat de multe ori să folosesc produse gen
margerolul sau terasorbul, care ajută să, și bineînțeles că mai sunt multe altele, care ajută să se mai reglează solul, ajută planta să asimilează mai bine. Și așa că eu cred că și-a făcut bine treaba, pentru că mie îmi dă impresia că plantele asimilează destul de bine, chiar prea bine, după cum arată. Am trecut pe la capăt aici și am intrat în partea asta unde e Gusto Pink. Deci, așa cum vă spuneam, momentan nu-i cazul să mai fertilizăm. Probabil dacă le mai fac ceva, le fac ceva foliar, le mai dau câte un calciu și probabil un Crocmax. Un Crocmax le-am mai dat când am mai făcut tratament la aici la roșii, dar cam atât la rădăcină nu cred că o să le mai dau, cel puțin momentan nu o să le mai aplic nimic. Ca și lucrări, bineînțeles că trebuie copilite. Aici avem deja de copilit, sunt destul de mari. O să trebuiască să intrăm la ele, să le facem. E o lucrare care, după părerea mea, cam trebuie făcută aproape săptămânal, dacă nu chiar săptămânal. Nici noi nu reușim să o facem săptămânal, dar eu așa recomand, pentru că sunt care deja sunt destul de mari, chiar prea mari, indicat să se rupă mai mici, și așa că o să trebuiască să intrăm și noi cât mai repede. Așa cum vă spuneam, aici avem Gusto Pink și el la fel, plante grase, stufoase. Rămâne să vedem un pic pe partea de producție cum va fi. Eu între timp mai rup câte un copil de pe aici care a rămas rătăcit. Rămâne să vedem cum se comportă pe partea de producție, pe partea de fructe, pentru că e clar, partea vegetativă nu lipsește, este destul de, chiar zic eu, prea grase, prea stufoase. După părerea mea, se puteau pune un pic mai rare, un pic mai rare roșiile astea, ca să aibă un pic mai mult spațiu, dar vom vedea, vom trage concluziile la sfârșitul sezonului. Vedem pe anul viitor ce, în funcție de rezultate, vedem cum le voi planta anul următor. Ați văzut cum arată, tratamente, cred că v-am zis rândul trecut, nu fac foarte dese. Cred că am făcut de vreo două ori cu Mospilan, le-am dat un Cabrio Top, un Ortiva Top atunci la plantare. Am mai spus-o și în alte materiale, nu am nicio schemă nici de tratamente, nici de fertilizare, să cam face totul după ureche, dar bineînțeles cu o monitorizare cât de cât, să nu intervină probleme, să nu apară început de ceva boli. Cu dăunătorii suntem în regulă, nu am găsit dăunători, nu avem, cel puțin aici la roșii, nu sunt probleme. Tripsul iubește mai puțin roșiile, dacă are alternative, mai degrabă caută vinetele, caută ardei, caută castravețe. Roșiile le cam ocolește din ce am văzut eu, dar bineînțeles, când sunt mulți, dacă nu au altă soluție, ei prezența aici, dar se pare că nu avem. Le-am făcut și
vreo 3 tratamente cu ulei de nim în tot acest timp. Și așa că v-am zis de vreo 2 ori cu mospilan și menținem situația sub control. Ca și fungicide, ortiva, top și cabrio și cam atât. Mă bate gândul să le mai fac un tratament zilele următoare. O să mă hotărăsc și o să vă spun și vouă. Deci cam așa arată plantele mele, cam așa se prezintă. V-am spus că vor împlini duminică 50 de zile. Nu știu dacă la 60 de zile cum e preconizat că ar trebui să avem degustat. Nu știu dacă se va întâmpla. Probabil vom avea câteva în pârgă, măcar să facem o salată noi. Dar neavând niciun hibrid extra timpuriu, cel mai probabil va dura un pic mai mult de 60 de zile până la prima recoltare sau cel puțin prima tentativă de recoltare, adică cât de cât să cel puțin să le gustăm. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Se vede că nu prea mai fac materiale, n-am prea mai avut timp, așa nu reușesc să-mi fac timp. Ne-am încărcat și anul ăsta cu lucru până aici. Am avut și răsadurile foarte multe, florile multe, încă mai avem niște flori. Plantăm în câmp, pregătim și castraveți, să plantăm castraveți pentru toamnă. O să vă arăt și aia când va fi momentul. Și facem crizanteme, o să le filmăm și pe alea, încă la început de drum, este timp. Dar trebuie să încerc să-mi fac mai mult timp ca să mai fac materiale, pentru că am cam lipsit în ultima perioadă. Să și vede, nu prea știu ce să zic, mă și bâlbâie aici, dar am zis că profit de moment și vă fac cel puțin de aici, de la roșii. Deci eu cred că v-am spus cam ce le-am făcut. Altceva nu știu să vă zic, vă repet încă o dată, nu am o schemă nici de tratamente, nici de fertilizare. E o cultură făcută așa un pic după ureche, bineînțeles cu o monitorizare cât de cât să nu apară probleme. Ne revedem, sper eu cât mai curând cu alte materiale, sper să fi găsit ceva util în materialul ăsta, dacă tot v-ați pierdut timpul și v-ați stat să vă uitați. Vă mulțumesc și până data viitoare vă urez multă sănătate și multă baftă!